În urmă cu ceva vreme, Daniela Kelemen, o hunedoreancă din Totia, stabilită în Statele Unite și membra Asociației Româno-Americane din Illinois, a deschis în memoria tatălui său o bibliotecă stradală de tip american. Conceptul este unul foarte simplu, în sensul că oricine poate veni să împrumute o carte, iar apoi o returnează, iar colecția de volume se poate îmbogăți prin donații de la cititori. Conceptul a prins și se dorește a fi extins la nivel național, iar astăzi a avut loc și o premieră. Astfel, Asociația Româno-Americană din Illinois, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, au inaugurat o bibliotecă stradală care este situată la intrarea în unitatea de învățământ din Urbea de la Poalele Cetății. Prin această inițiativă se dorește nu doar dezvoltarea pasiunii pentru lectură, ci și combaterea analfabetismului. Inițial am vrut să fac o singură bibliotecă în memoria tatălui meu. A avut un mare succes, fiind și televizată. Am fost contactați din toată țara până la urmă și a văzut și doamna profesoară Cristina Cornea Oprean de la Colegiul Național Pedagogic din Deva și foarte entuziasmată a dorit să se implice în acest proiect. După aceea toate organele locale am avut susținerea din partea lor. Momentan acest proiect a crescut la 21 de căsuțe din partea organizației noastre. Sunt în proces de inaugurare, unele acum se construiesc. Avem vreo 17 parteneriate, dar nu doar în județul Hunedoara. Sunt vreo 5 sau 6 județe. Am inaugurat săptămâna trecută la Gorj două biblioteci stradale și acum astăzi la Deva. Aceasta nu este prima bibliotecă pe care au inaugurat-o în cadrul acestui parteneriat și acestui proiect. Mai există și alte astfel de biblioteci stradale, însă această bibliotecă stradală este prima activitate, sau inaugurarea acestei este constituie prima activitate prinsă sub umbrela parteneriatului de colaborare dintre Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva și organizația non-profit Illinois American Community din Statele Unite ale Americii. Este o mare bucurie pentru noi și considerăm că astfel, implicându-ne și dorind să facem ceva pentru comunitatea în care trăim, reușim astfel să promovăm valorile educației și până la urmă să combatem analfabetismul, dacă stăm să ne gândim că la nivel internațional 17% din populația de pe Terra este analfabetă, deci nu cunoaște scris cititul. Importanța cititului a fost subliniată atât de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, cât și de cea a Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Cărțile, lectura și cititul nu pot fi înlocuite cu nimic. Au rolul lor în viața noastră. Prin urmare, dorim să promovăm lectura în rândul copiilor, în rândul adulților și iată, prin acest proiect putem să reușim să ne îndeplinim acest obiectiv. Eu sper ca să dezvoltăm frumos acest proiect în județul Hunedoara. Beneficiile vor fi pentru toată lumea, pentru toți cei care doresc să citească la un moment dat o carte pe care o pot lua pur și simplu de pe raft. Avem deosebită onoare de a fi gazdă a unui eveniment frumos organizat de către Illinois Romanian American Community în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. Astăzi, aici, deschidem o a doua bibliotecă stradală, bibliotecă care are menirea de a oferi, cititorilor, publicului larg, bucuria lecturii. După o perioadă în care, știm cu toții, bibliotecile virtuale au împânzit, să spunem așa, lumea asta modernă. Astăzi avem și această oportunitate de a reda posibilitatea lecturii într-un mediu ambient deosebit. Inițiativa a fost apreciată și de reprezentanții autorităților publice prezente la eveniment, care își propun să extindă acest program în tot județul, dar mai ales de către elevi. Este un proiect care mie mi se pare extraordinar pentru vremurile astea în care din ce în ce mai puțină lume pune mâna pe o carte fizic.
și mai mult pe sistemele online, iBook-ul, dar cred că nimic nu poate să fie, să zic, mai senzațional și informația să fie mai atractivă decât atunci când efectiv iei o carte și începi să citești. Clar că acest proiect trebuie să-l multiplicăm în mult mai multe zone ale județului Hunedoara. Cititul este un mod de a înseamnă un mod de a, pentru a pregăti orice om și orice ființă curioasă, o pregătește pentru un viitor strălucitor, viață echilibrată. Asta este părerea mea și legătură cu cine. Este un mod de a echilibra, te sufletește, pentru că atunci când cei deci, în adevărat, ne punem sufletul, dar în același timp este și vital, ne îmbogățește atenția, ne îmbogățește sufletele. Pași importanți pentru extinderea acestei inițiative au fost făcuți deja săptămâna viitoare, urmând a fi deschise două noi biblioteci stradale de tip american, la Simeria și la Simeria Veche.